Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Apropo de sport și astea, organizatorii maratonului din Brighton, un orașel în sudul Marii Britanii, au prezentat scuze alergătorilor participanți după ce s-a descoperit că traseul a fost mai lung. Se poate mai lung decât era. Da. Băi, deci are 42,2 km în principiu. Așa. Știi? Și acum văzusem cineva remarca, deci noi celebrăm, alergăm 42,2 noi. Vă rog, ei. Noi, oamenii actualități, da, alergăm 42 de kilometri ca să facem în ciudă săracului, cum îl chema, Filipides ăla care a murit atunci, la maraton. Da. Uite-mă că se poate alerga și fără să mori, da? Nu ca tine. Serios, adică... Bun, deci traseul ăsta, 42,2 kilometri, și organizatorii au anunțat ulterior că s-a produs această eroare. Cursa a fost cu 568 de metri mai lungă. E ceva. 568 de metri, mai jumătate de kilometru. Jumătate de kilometru. Noi n-alergăm nici jumătatea asta de kilometru. Da. Îți dai seama că pentru practicanții maratonului a fost ceva în neregulă, că aia o bateria setată să exact. Se termine exact. La 42,2 da. Și erau... Eu nici nu mi-aș fi dat seama, adică eu m-aș fi prins. Pentru mine 42, 500 de metri sau 40 de kilometri, mare diferență similar. Nu e. Dar totuși, adică e o abatere semnificativă, 500 de... Eu cred că organizatorii erau ceva taximetriști. Altfel nu se explică. Mă rog, a ieșit scandal, asta e treaba. Între timp, câștigătorul maratonului de la Viena a avut și ăștia maraton? Da, bă, da, toată lumea are maratoane. Peste tot maratoane. Într-o vreme avea și București maratoane, dar acum... Da. A avut semi-maraton recent. Traficul e nenorocit oricum, deci nu mai e nevoie să facă asta maraton în București lipsa, da. Ca să mai distrugă traficul. S-a rezolvat pe alte căi. Eu propun un weekend de ăsta în care să se facă saga... Maraton și un marș de la organizat de cineva. Domnul Peroadă, cum a fost pentru Afganistan. Marș de Peroadă, de la paradă, mă, nu marș. Parada, să facă și meeting aerian, să fie ocupat tot spațiul. S-a terminat. Bun, deci stai să revenim. Deci câștigătorul maratonului de la Viena a fost descalificat pentru că nu a avut încălțămintea corespunzătoare. Și ce fel de încălțăminte? N-a avut opinii. La maraton? Da, la maraton. Deci, la aparent, maraton nu e cu crampoane, nu e cu... Dar n-ai voie să... Eu mă gândesc că orice fel de încălțăminte necorespunzătoare mai mult te încurcă, dar aparent... A alergat în pantofi. Iată, zice așa... Era cu toc? Este, fiți atenți, un atlet etiopian. Păi cine altcineva? De rara Hurisa. Hurisa care, cred că, mi-e rețin numele, că acum mă gândesc la Harisa, da, care da. Este un condiment și mi-e o foame, dar nu te văd după ciorba de azi dimineață. Deci, de rara Hurisa a trecut primul linia de sosire, nu știu ce, 2 ore, 9 minute, bla bla. El a fost urmat la 3 secunde de kenianul Leonard, nu știu cum. După ce l-au declarat inițial învingător pe etiopian, organizatorii au dat publicității un comunicat în care l-au făcut așa. De râs și au precizat, citez, câștigătorul inițial a trebuit să fie descalificat pentru că a alergat cu pantofi care nu respectă regulile. Talpa pantofilor de alergare nu trebuie să fie mai groasă de 4 cm. 4 cm? Însă Hurisa a folosit un model care are o grosime a tălpii de 5 cm. Eu cred că era... Papainoage. Deci a alergat cu bucuria piticilor. Sau... Eu cred că era fan Andrei. Și a ratat, a alergat cu șenile de alea, știi? Da, păi da, mă, 5 cm de seama. Deci asta cred că l-au prins, că a fost la festivitate. Da. Și după aia, prin zona mixtă pe acolo, s-o fi descălțat și îi venea până la umărul lui de aia. Piticule, tu cine ești? S-a uitat la domnul... Eu sunt, am câștigat. Da. S-a, uitat la domnul... ești, tată. S-a uitat la domnul Robo, a văzut da. Că... Cu ce? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.